După seceta excesivă de anul trecut, agricultorii care au reușit să mai pună deoparte ceva din recolte primesc o lovitură grea. Prețurile la bursele internaționale de produse agricole sunt extrem de mici și neacoperitoare a nevoilor financiare de reluare a ciclului de producție. Silozurile, gem de produse agricole, exportul nu mai merge și costurile de depozitare sunt ridicate. Este o conjunctură internațională a evoluției prețurilor. Practic, nu formăm noi prețurile aici. Ele sunt formate la burse, bursele agricole. Din păcate, pe fondul secetei de anul trecut și a lipsei de producție, se spera într-o valorificare mult superioară a producției obținute, dar, din păcate, prețurile au scăzut mult, ajungând la această dată ca prețurile să fie mult mai mici față de perioada de recoltare. Și pot spune că la toate produsele, deci, dar în special la grâu, porumb, produse care au fost ținute de mai mulți producători agricoli în speranța valorificării mai bune în această perioadă. Agricultorii sunt cu atât mai pesimiști cu cât se așteaptă ca și anul acesta prețurile de valorificare a recoltelor să ajungă undeva la nivelul celor din 2007-2008, asta în condițiile majorării substanțiale a prețurilor la combustibil. Iar spun, din păcate, așteptările pentru la vară, noua recoltă, sunt la fel din ce în ce mai mici. Vom avea prețuri de valorificare probabil la nivelul anilor 2007-2008, deci undeva pe la 5.000 de lei kilogramul de grâu și 4.000-4.500 kilogramul de porumb. Ori în condițiile date, când toate prețurile la inputuri, motorină, îngrășăminte au crescut, vă dați seama că va fi foarte greu ca ciclul agricol să fie reluat și efectiv să se poată realiza profit în societățile agricole. De conjunctură profită moldovenii de peste Prut, care au invadat piața românească cu produse agricole pe care le valorifică în România la prețuri de dumping, făcând concurență produselor similare românești. Nemai având exportul ca și soluție, noi a trebuit să ne orientăm către piața internă, care este mult mai puțin solicitantă, în special la grâu, porumb, soia. Astfel, neavând o desfacere internă și, în special, în ultima perioadă, datorită abundenței cu care au venit cei din Republica Moldova și la, mă rog, niște prețuri mult mai mici de valorificare, sigur, a fost o altă greutate în privința valorificării cerealelor la noi. Agricultorii români sunt cu atât mai mult îngrijorați cu cât previziunile din acest an ale specialiștilor induc temerea că prețurile principalelor produse agricole tranzacționate la bursele internaționale de produse agricole și în special la cea de pe Wall Street vor continua să scadă, ca urmare a conjuncturii economice internaționale, o recoltă bună anul acesta și eliminarea taxelor de export în Argentina. 2016 este cel de-al treilea an consecutiv în care prețurile la materiile prime scad, aceasta fiind și cea mai lungă perioadă de diminuare a prețurilor din ultimele trei decenii. Se mai estimează că în aceste condiții stocurile mondiale de cereale vor atinge și ele cota cea mai ridicată din ultimii ani. Societatea Marsat valorifică anul acesta kilogramul de grâu și de porumb la 0,65 de lei.